Cine era acolo? Primarul. Este domnul primar Garnier. Invitați-o, vă rog, să venim. Mai sunt salchici. Eu spun așa, dacă nu este raportor și nu putem... Da, trebuie să vină Consiliul Șerii. Nu mai m-a întrebat unde sunt lumea să închid telefonul, da? El a fost votat de noi, numai de fracțiunea liberală. Nu cred că vine mai mult Consiliul. Consiliul, ăsta nu e fracțiune. E bine, dar... Eu sunt întrebarea că el nu așa că fuge la Consiliu, că îmi convine să fac Consiliu, că pară face, că nu convine, că pară nu face. Eu cred că e pus acolo punctul, că din privința că el nu s-a prezentat să dea raportul și după Consiliu de acolo, să fie răspunzător de toate calamitățile și toate neajunțuri și toate dispășirile care ați fi, să răspundă ea personal. Nu se poate un joc de Consiliu drept, el e bunic cu pământul. Monarhist, dictator. Bine, facem cu întrebarea asta. Noi trebuiam de mămăție, noi raportori, să-ți luăm o decizie. Ce facem? Ce facem? Vreau că noi responsabil luăm decizia, vreau că toată responsabilitatea, toate calamitățile care se petrec în sat, deci care s-au petrecut și o să treacă responsabil este primarul domnul Botă Vasile. Dar dumneavoastră nu știți să dăm în Nadejda și domnișoar Nadejda și raportul ăsta, cum sună? Și merge vorba. La comisia... La comisia juridică, la subiectul acesta, noi am discutat, pentru că am găsit de cuvinte că este vorba despre competența noastră. Deci, în acest caz, trebuie să fie un act a comisiei satului, cu privire la situația excepțională în care domnul primar este președinte, cu prezența reprezentanților de la Consiliul Raional și am spus să prezinte actul. Nu ni l-a prezentat, deci s-a vorbit că acest subiect s-a discutat la Comisia Finanță. Pentru că este vorba despre finanță. Dacă vedeți cum sună subiectul, el nu sună cu privire la alocare și nici în proiectul de decizie nu este alocare. Proiectul de decizie este numai să iau informații. De ce el a fost clar în trecut prin comisia noastră juridică, dar nicio informație n-am primit. Deci nu este competența Consiliului, Comisiei de Finanță și Buget, dar de competența comisiei noastre, pentru că noi am discutat. De ce nu putem spune? Am trecut pe lângă. Și se ia informația primară. De ce Consiliul trebuie să-i consulte? Ce facem? În caz când avem așa situații stupide, când primarul pune ordinea de zi și singur nu vine și face raport. Pentru că asta trebuie să fie menționat în procesul verbal, cancelarea se cunoască, dar noi în acest caz trebuie să luăm o decizie. Noi am aprobat ordinea de zi. Da, da. Noi trebuie să luăm o decizie. Iată, și propunerile domnului Vasile, și propunerile noastre, care poate dumneavoastră știți ce s-a făcut, ce s-a întâmplat, am auzit din presă. Despre deteriorări mari a drumurilor, a nu știu, casă dacă au suferit ceva. Deci este cu adevărat o dezbatere, este o problemă foarte gravă a satului și suntem încă nu suntem scutiți, din păcate, de eventuale cazuri care s-ar putea întâmpla. Domnul președinte, vă zic, eu sunt doar cunoscut situația, dacă poate să dau un raport la lucru. Nu trebuie, raportul. Propune. Răspund situația care. În Funicar s-a format un dialog dezastru pe drumurile și alea că nu pot să știu BPR-ul. Și au făcut ei. Adică asta e vina lui, iarăși trebuie discutat la Consiliul vina lui. S-a dus după o ploaie, s-a luat și s-a spălat prima ploaie, s-a spălat o leacă drumurile și ei din competență, i-am mai spune că eu sunt din competență, el e din competență cu aici la drumuri care au. Au tractoare, au grede, deci mai au, s-au dus și au picat din dreptat drumul și așa, pe mată pământul și ala, tronul și așa, și le-au rămas și le-au dreptat, au văzut acție. Și cum au venit următoarea ploaie când a fost, dacă pământul nu era așezat, era răscorit, au luat o tentă vale cu mașini, cu și el, o necaptă de aici, astea se cheltuie din plus, el făcut cheltuieri nicândindu-se, și te puteți să astupe în râtele și ele cu 3-4 mașini, și eu, când puteți să aducă, să le bată, ca lumea, că un om competent în drumul, el te spui, băi, oameni, nu, fără, noi am fi cu nimeni altul, băi, dar să spună numai, spune, se poate, te treci mai mare, cu ce? O luat și o mână atent, pe asta și face. Omul, știți că mâinii pe aici, la vinzător, pe fereți, o luat, o adus iar cheltuieri, și-o scos mânul și ala,
Deci mai mare prostii, baza nu știu ce, înapoi acolo, în turul. Și am mers și cu oameni, exemplu, oameni, dar nu pot să ții la grăniță, ci băi, am pus bățe și camată de petrin și am reunit cu bloc, că nu-ți poate repede. Și că așteptăm o ploaie, dacă noi vine o ploaie, diferent cu chiar, dar unde e iar după, iar. Adică el face niște, îmi pare că e deștept și face niște lucruri, nici gândind, nu sunt haume, să-ți pornește. Și la decizii, vă rog, acolo la decizii. Eu vin cu propunerea. Da. Deci nu lua act de informații, deoarece raportorul nu s-a prezentat la întrebarea numărul 2. Da, să votăm pentru asta iar. Și ședem noi și... Discutăm? Păi de afară, poate în altă condiția să discutăm și... Nu, dar o decizie. Păi eu am spus de nu lua act de informații din motivul că nu s-a prezentat raportorul. Eu am alt propunere. Consiliul are dreptul să ia decizii de obligare a primarului de executare a unor decizii. Unanim, da? Unanim, da?